Israelul amenințe e gata de război, cere Rusiei să stea cu minte. Ministrul israelian al apărării, Avigdor Lieberman, a atenționat marci ce Carasa va distruge orice sistem antirachet performant rusesc de subliniere urat pe teritoriul Siriei dacă acesta va fi folosit împotriva avioanelor israeliene, dar a ținut să sublinieze ce Israelul nu este interesat de o escaladare a tensiunilor cu Moscova, informează PA subliniere IF. Un lucru trebuie să fie clar, dacă cineva va trage în avioanele noastre, noi îi vom distruge, a spus Avigdor Lieberman pentru Inet, un portal de subliniere tir local. Există sisteme ruse subliniere tir în Siria subliniere, ele nu sunt folosite împotriva noastră. Avem o linie de comunicare deschis. Un dialog real, uneori nu atât de simplu, dar un dialog sincer sublinierei deschis cu rus sublinierei, a declarat totodată Lieberman, adugând ce acest lucru a prevenit confruntările cu Moscova. Potrivit ministrului israelian, Israelul nu se amestecă în problemele interne ale Siriei, însă nu va permite ca Iranul, cintor important al presubliniereedintelui sirian, Bashar al-Assad, alături de Rusia, se, sublinierei consolideze pozițiile în care a vecin. Aceste declarații au fost făcute pe fondul informațiilor conform cărora Rusia ia în considerare posibilitatea de a livra Siriei sisteme de apărare antirachet 300. Rusia a des subliniere urat deja sisteme mai performante ale sale S-400 la bazele militare pe care le deține în acest car, însă acestea nu au fost activate în timpul recentelor raiduri conduse de SUA. Israelul este una dintre țările care întreprind lovituri aeriene în Siria, alături de Rusia, SUA, Turcia sublinierei alte câteva, scrie Ager Press. Sistemele de apărare antiaeriene siriene au doborât anul acesta un aparat israelian, în timp ce acesta efectua un raid. Israelul a ripostat lovind în sisteme de apărare antiaerian siriene. Moscova sublinierei Damascul au dat asigur ce sistemele de apărare antiaeriene siriene, bazate pe sisteme produse în fosta Uniune Sovietică în anii 1970, au doborât peste 70 dintre cele peste 100 de rachete lansate de aliați. De externe ale Rusiei, Sergei Lavrov, a declarat vinerea trecut ce atacurile militare occidentale asupra Siriei din această lună au eliminat orice obligație morală a Rusiei de a stopa sau amâna furnizarea sistemelor de rachete 300 presubliniere dintelui sirian Bashar al-Assad. Potrivit ziarului rus Kommersant, care cita surse militare anonime, Rusia ar putea începe să îi furnizeze Siriei sisteme de rachete antiaeriene în viitorul apropiat, însă Kremlinul a refuzat să comenteze cu privire la acest subiect.